și domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Pastorul Marius Leontuc a fost condamnat la închisoare cu executare. Magistrații Curții de Apel Cluj l-au trimis 10 ani după gratii pentru înșelăciune, după ce a păgubit peste 100 de clujeni cu aproape 1 milion de euro. Potrivit procurorilor, fostul pastor le-a fi promis oamenilor că va ridica un bloc de apartamente pe strada Pasteur, însă construcția nu a fost realizată niciodată. Din pedeapsă se vor scădea însă cei 3 ani petrecuți în arest preventiv. În același dosar au mai fost trimise în judecată alte două persoane, o avocată și administratorul unei agenții imobiliare. Însă acestea au primit o pedeapsă cu suspendare. Sentința Curții de Apel Cluj nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Drumuri județene și locale reparate cu bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Aproape 200 de kilometri de șosele clujene au fost cuprinși în cadrul proiectului național al ministrului Elena Udrea. Valoarea lucrărilor se apropie de 300 de milioane de lei. Consiliul Județean Cluj a solicitat finanțare pentru 160 de kilometri din drumurile pe care le are în administrare, însă ministerul a acceptat să includă în acest program numai 80. În plus, au fost acceptați la finanțare peste 100 de kilometri de drumuri locale. Suprafața de drum pe care noi am trimis-o ministerului și este finanțată de minister se va face integral în varianta de credit furnizor pe programul Ministerului Dezvoltării 10.000 de kilometri de drumuri județene. Și primăria Cluj-Napoca a reușit să obțină bani pentru 3 din cele 6 artere pentru care a depus cerere la minister. Au fost puse deja pe SEAP, sunt deja licitate, lucrările se vor termina în maxim 2 ani de zile. Este vorba despre Oașului, este vorba despre Borhanci, sigur drumul Făgetului și Sfântul Ion, care sunt extrem de importante pentru modul în care se dezvoltă Clujul. Licitațiile pentru atribuirea contractelor vor fi demarate în perioada imediat următoare. Contractele de execuție se vor derula pe 2 ani, iar constructorii vor avea obligația să asigure un termen de garanție de 2 ani de la recepționarea lucrărilor. Aspectul european al Clujului dispare cu cât te îndepărtezi mai mult de zona centrală. Cartierele vechi au blocuri care mai amintesc de perioada comunistă, iar cele noi s-au dezvoltat după principiul aici am pământ, aici construiesc. Nu există unitate cromatică între clădiri și nicio preocupare pentru crearea de spații verzi. Sunt lângă pădure, dar culmea aduc lipsă de oaze de verdeață. Casele și blocurile de la capătul străzii câmpului formează un tablou haotic, cu galben, roz, maro, gri și albastru. Lipsește tocmai verdele. O spune cunoscutul pictor clujean Teodor Botiș, care s-a alăturat campaniei Cluj este Europa. Trebuie făcut o relație și de prin gol, mai multă alternanță și intercalat între ele componente de spații verzi. Probabil că pământul fiind scump și, mă rog, tot este planificat, simt lipsa unor goluri care să creeze momente de respiro între clădiri. Prin ochii pictorului, orașul se vede altfel. Înainte de a observa dacă o clădire este hotel sau bloc de locuințe, Botiș distinge forma și culoarea. Iar din acest punct de vedere, artistul plastic crede că la Cluj este loc de mai bine. Tot ceea ce este pe undeva realizat trebuie să creeze acel rotund. Adică, ca și o suprafață de pictură, ca și o suprafață plastică, Clujul trebuie să creeze o armonie între părți și ansamblu. Realitatea TV Cluj vă invită și pe dumneavoastră să vă expuneți părerile. Sunteți mulțumiți de orașul în care locuiți? Ce ați adăuga? Ce ați elimina? Cluj este Europa? Scrieți-ne pe redacția@realitatea.cluj.ro, redacția@ziuadecluj.ro, pe site-ul ziuadecluj.ro, pe Facebook sau pe Twitter. Opiniile dumneavoastră vor fi înmânate autorităților. Clujenii care vor să iasă în natură și să practice în același timp și un sport extrem au la îndemână cursurile școlii Aspar de zbor cu parapanta de la Dezmir. Școala de zbor și-a prezentat în acest weekend oferta la Târgul de Turism Montan de aventură și sporturi extreme. Cursurile au loc la Dezmir, se întind pe durata a 3 luni și costă 2400 de lei. În plus, pentru propria parapantă și echipamentul complet se mai scot din buzunar încă 2000 de euro. Sportul ăsta nu implică riscuri dacă îl practici cu cap și respecti regulile care le înveți în școală. Dacă cei mari învață să zboare, pentru cei mici există un sport cu totul nou, geocaching-ul. Este vorba despre găsirea unor comori ascunse cu ajutorul GPS-ului. Practic, aici este zona în care ne aflăm noi. Pe aici sunt urmele pe unde au umblat copiii până acum. La Târgul de Turism Montan, de aventură și sporturi extreme au participat 20 de asociații și firme de profil.
Alpiniștii clujeni Ovidiu Rațiu și Vasile Cipcigan și-au propus să urce pe muntele McKinley. Cei doi nu sunt la prima încercare. Anul trecut au reușit să atingă cel mai înalt vârf din Caucaz, Elbrus, cu o înălțime de 5642 de metri. Proiectul 7 pași pe acoperișul lumii a ajuns la episodul 2. Alpiniștii clujeni speră ca peste câteva zile să mai doboare un record și să cucerească vârful McKinley. Cu o înălțime de 6194 de metri, acesta este pe locul 8 în topul celor mai periculoase vârfuri din lume. Este al doilea pas din proiectul pe care l-am denumit 7 pași pe acoperișul lumii. Este un proiect Seven Summit, atingerea fiecărui vârf cel mai înalt de pe fiecare continent. Primul a fost Elbrus, ăsta este pasul numărul 2, cel mai înalt vârf din America de Nord. Pregătirile pentru expediție au început din luna ianuarie, de când cei doi clujeni fac antrenamente pentru a rezista la condițiile din Alaska. Foarte important, noi începem să ne facem bagajul de astăzi și în fiecare zi să verificăm lista, să vedem, să nu uităm ceva. Există un necesar de material pe care le vom achiziționa din state, pentru că, din păcate, cu avionul putem duce un număr de kilograme limitat. Cum este de lung aduceți de acasă? Prin telefon, prin satelit, există telefon prin satelit pe care o să-l achiziționăm, o să-l închiriem din state și o să sunăm o dată la 2-3 zile să vedem când putem. Rațiu și Cipcigan au recunoscut că au nevoie de un echipament special. Un element important sunt bocancii cu 3 straturi comandați din Italia și care costă peste 600 de euro. Undeva la minus 20, minus 30 ajunge noapte. Noi ne dorim să fie cu plus, dar nu o să fie. 7 pași pe acoperișul lumii este un proiect mai lung de aproximativ 4-5 ani și are ca scop să atingă 7 din cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. Și de la sporturi extreme trecem acum la tenis. A 6-a ediție a Cupei Sinaia la tenis, competiție dedicată veteranilor, s-a desfășurat weekendul trecut la baza sportivă Winners Tennis Club. Concursul s-a desfășurat la dublu masculin și a strâns aproape 200 de participanți. Finala la categoria plus 40 de ani a fost câștigată chiar de vicepreședintele Federației Române de Tenis, clujanul Ciprian Porumb. Un turneu foarte frumos, mulți participanți, organizare foarte bună, jocuri bune. Am fost poate un pic mai simplu pentru că am trecut la o categorie de vârstă mai mare, dar meciurile au fost frumoase și mă bucur că am jucat și că am putut să termin turneul. Cupa Sinaia a devenit în timp cel mai important turneu din țară pentru veterani. Pentru anul viitor sperăm să devină un turneu internațional. Clujul merită treaba asta. Oricum vreau să vă menționez că este, din ce noi știm, cel mai bogat turneu din Europa de veterani. Concursul s-a desfășurat pe 4 categorii de vârstă, iar premiile s-au ridicat la aproape 10.000 de euro. Domnilor și domnilor, la final datele meteo ne așteaptă zile cu cer mai mult noros și precipitații. La noapte temperatura se va situa în jurul valorii de 9 grade. Mâine va fi vreme închisă și șanse mari de ploaie. Nu va fi totuși frig, maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, jurnalul la final, în câteva momente, colegul meu, Mihai Hurezeanu, îi are ca invitați la Clujul în realitate pe jurnaliștii Rareș Bogdan și Valentin Mălescu. Nu uitați, ne puteți urmări live și pe internet la adresa realitatea.cluj.net. Eu sunt Claudia Chira și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor. Pe curând!